Comisarul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Dacian Cioloș, salută deschiderea completă a pieței Uniunii Europene pentru importurile de vin din Republica Moldova de la 1 ianuarie 2014. Cioloș se arată convins că vinurile moldovenești își vor găsi locul pe piața europeană, o piață de peste 500 de milioane de consumatori interesați de calitate, de diversitate, de tradiție, o piață deschisă cu reguli clare și transparente. Potrivit oficialului, oportunitățile oferite de accesul neîngrădit pe piața UE vor fi însoțite de investiții în producția vinicolă din Moldova de calitate, dar și în promovarea lui. Pe 25 septembrie 2013, Comisia Europeană a propus Consiliului și Parlamentului European modificarea preferințelor comerciale autonome, astfel încât importurile UE de vinuri moldovenești să fie complet liberalizate înainte de intrarea în vigoare a acordului de asociere parafat la Vilnius, care prevede și crearea unei zone de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare. Primii pași pentru aplicarea agendei acordului de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, care implică și crearea zonei de liber schimb, se fac văzuți. Pe 19 decembrie are loc o ședință pe marginea acestui subiect. Agenda va stabili noua generație de instrumente pentru completarea acțiunilor de mai departe. Totodată va fi discutată modalitatea de finanțare a priorităților. Informația a fost comunicată de viceministrul afacerilor externe și integrării europene, Iulian Groza. Potrivit oficialului, agenda de implementare a acordului de asociere prevede acțiuni pentru câțiva ani înainte, iar la fiecare 3 ani această agendă va fi revizuită. Uniunea Europeană va finanța cu încă 10 milioane de euro Republica Moldova pentru a susține unele domenii în perioada de tranziție. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură anunță că a autorizat spre plată în acest an circa 4.000 de dosare depuse de producătorii agricoli pentru subvenționare în sumă totală de peste 450 de milioane de lei. Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, în perioada anilor 2010-2013 au fost plantate peste 10.000 de hectare de livezi și peste 3.000 de hectare de podgorii. În același timp au fost procurate 3.500 de unități de tehnică și utilaj agricol, peste 500 de echipamente ce formează sisteme de irigare. De asemenea, au fost construite sau modernizate sere pe o suprafață de peste 370 de hectare. Pentru 2014 sunt prevăzute subvenții pentru agricultură în sumă de 500 de milioane de lei. Republica Moldova ratează 20 de milioane de dolari din cauza embargoului impus de Federația Rusă. Despre acest lucru a declarat ministrul agriculturii Vasile Bumakov. În același timp, problema rămâne nesoluționată, iar blocajul rămâne în vigoare pe un termen nedeterminat, mai spune el. Situația în sector în acest an arată astfel. Recolta globală de struguri este de 600 de mii de tone, dintre care 500 de mii de tone de struguri au fost folosiți în vinificație și 100 de mii de tone sunt struguri de masă. Din cele jumătate de milion de tone de struguri, întreprinderile noastre industriale au produs în acest an circa 160 de milioane de litri de vin. Până acum, în 11 luni ale acestui an, s-au exportat 120 de milioane de litri de vin în valoare de 190 de milioane de dolari americani. În acest an, exportul a crescut cu 23% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Ministrul de Externe al României, Titus Corlățean, a reiterat la Bruxelles necesitatea accelerării finalizării procesului de liberalizare a vizelor pentru Republica Moldova, exprimând totodată sprijin pentru realizarea de progrese în cadrul aceluiași proces pentru Georgia. Corlățean a mai declarat că România susține semnarea acordului de asociere și a acordului aprofundat și cuprinzător de liber schimb cât mai curând în 2014 și începerea aplicării agendei de asociere. Astfel, Moldova se poate înscrie pe drumul european. Implicarea Chișinăului în procesul de asociere cu Uniunea Europeană într-un an și jumătate va pune economia Transnistriei pe burtă, iar locuitorii Republicii Nerecunoscute de fapt vor ajunge într-o stare de izolare. Declarația a fost făcută de vicepremierul rus Dmitri Rogozin pentru postul de radio Echa Moscvei. Conducerea Federației Ruse ar putea în viitorul apropiat să examineze rezultatele summitului de la Vilnius și să discute problema ajutorului economic pentru Transnistria, mai declarat Dmitri Rogozin. Potrivit oficialului de la Kremlin, asocierea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană într-un an și jumătate va pune economia Transnistriei pe brânci.
Și sunt convins. Guvernul a aprobat Strategia Națională de Sănătate Publică pentru anii 2014-2020. Documentul descrie situația în domeniul sănătății, definește obiectivele generale, acțiunile și măsurile necesare, stabilește responsabilitățile pentru partenerii implicați în protecția sănătății, precum și acțiuni de promovare a modului sănătos de viață. Ministrul Sănătății Andrei Usate a explicat necesitatea adoptării unei asemenea strategii la nivel național. Necesitatea elaborării acestui proiect a fost în linii mari următoarele: valori sporite a mortalității generale în Republica Moldova și condiționate de maladiile netransmisibile constituie 88%. Alt aspect este mortalitatea înaltă în vârstă aptă de muncă, 44% din număr total al deceselor, și cei mai importanți factori de risc care condiționează morbiditatea, dizabilitatea și mortalitatea prematură sunt utilizarea nocivă a alcoolului, pondere înaltă a fumătorilor, peste 51%, hipertensiune arterială, nivelul înalt de colesterol, supraponderabilitate și alți factori de risc care influențează esențial necesitatea intensitatea maladiilor netransmisibile. Pentru perfecționarea Strategiei Naționale de Sănătate Publică a Republicii Moldova, Academie de Știință a Moldovei a venit cu anumite propuneri. Noi susținem strategia, am lucrat împreună cu Ministerul, îndeopște am susținut Ministerul și Ministrul în reformele, nu odată cu domnul ministru ne-am întâlnit la Academie cu cercetătorii. Deci, dar secția științe medicale are unei propuneri la secțiunea nouă, cercetarea științifică și sănătate publică. Primul punct, cercetările științifice se scrie că poartă un caracter fragmentar. Cercetarea științifică în domeniul medicinii se efectuează în conformitate cu prioritățile strategice promovate de guvern și acceptate de Parlament. Deci noi propunem, nu există o viziune sistemică, suntem de acord. Noi propunem următoare formulare, că cercetările se desfășoară în conformitate cu direcții strategice, dar nu au o viziune sistemică asupra problemelor prioritare de sănătate. Strategia va fi aplicată în două etape. Prima etapă, care cuprinde perioada anilor 2014-2016, va fi axată pe perfecționarea și armonizarea cadrului legislativ, elaborarea noilor acte în domeniul sănătății publice, conform normelor internaționale. La cea de-a doua etapă, între anii 2017-2020, vor fi aplicate prevederile actelor legislative și normative și vor fi realizate acțiuni în vederea îmbunătățirii sănătății populației. Strategia își propune să contribuie la transpunerea în viața politică de sănătate, la reglementarea activităților și contribuției reale a societății pentru îmbunătățirea sănătății oamenilor. Ministerul Sănătății va monitoriza cum este aplicat documentul și va prezenta guvernului un raport în fiecare an până pe 15 martie. Elevii vor ieși în vacanță de iarnă la 25 decembrie și vor reveni la ore pe 9 ianuarie. Responsabilii susțin că pe durata vacanței în instituțiile de învățământ va fi deconectat agentul termic cu scopul de economie. Ministerul Educației a scurtat în acest an vacanțele elevilor. Cea de toamnă a durat 4 zile în loc de o săptămână, între 31 octombrie și 3 noiembrie. Și la primăvară elevii se vor odihni cu 2 zile mai puțin, între 7 și 11 martie. Durata vacanțelor de Paști și Crăciun rămân neschimbate. Potrivit Ministerului Educației, durata vacanțelor a fost modificată în conformitate cu prevederile legii învățământului, care specifică faptul că anul de studii durează 35 de săptămâni. Modificarea a fost aprobată și în urma solicitărilor profesorilor. În caz de urgență. Reprezentanții Companiei Teritoriale de Asigurări Medicine din raionul Cimișlia desfășoară o campanie de informare a populației despre beneficiile Poliției de Asigurare Medicală. În cadrul campaniei, primii care au aflat despre aceste beneficii au fost angajați de la fabrica de vinuri din orașul Cimișlia. Persoana asigurată beneficiază de asistență medicală la medicul de familie prin adresări de atâtea ori de câte are nevoie. Tot prin intermediul medicului de familie, persoana asigurată poate să fie redresată, îndreptată la alți specialiști din sistemul medical. Medicul de familie direcționează persoana asigurată și la investigații de laborator și instrumentale. Toate aceste momente se efectuează gratuit pentru posedătorul de poliță asigurată. Această campanie are scopul de a informa populația
sau persoana care este asigurată, de care servicii beneficiază gratuit, despre modalitatea de lecuire în spital și multe alte servicii de care la noi populația este foarte puțin cunoaște aceste beneficii. Potrivit specialiștilor de la Agenția Teritorială de Asigurări în Medicină, persoanele care dispun de polița de asigurare beneficiază de mai multe avantaje, unul dintre care este prescrierea medicamentelor compensate. Gravidele și copiii până la 5 ani beneficiază de poliță de medicamente compensate integral gratuite, persoanele cu hipertensiune arterială, diabet zaharat sau alte maladii cronice beneficiază de tratament compensat prin prescrierea recetelor de medicamente compensate cu o beneficiere de la 50%, 70%. Reprezentanții companiei teritoriale de asigurări medicine au amintit celor prezenți că orice persoană internată în spital care posedă polița de asigurare medicală beneficiază de tratament gratuit, condiții hoteliere, alimentare, investigații după necesitate. În cazul când, să zicem, vi s-a cerut careva plăți, fiind în staționar, dumneavoastră trebuie să cereți bonul de plată. Dacă nu este clar care este motivul plăților care l-ați achitat cu bonul de plată, vă adresați la directorul instituției. Dacă nu vi s-a soluționat întrebarea, atunci apelați la Agenția de Asigurări ori la Compania Națională de Asigurări. Eu plătesc bani, eu nu mă folosesc. Pe de altă parte, oamenii spun că lucrurile nu stau chiar așa. Ei sunt nemulțumiți de faptul că uneori sunt nevoiți să aștepte mai multe zile pentru o consultație cu medicul specialist. Eu m-am scris la specialist, îi spune, veniți pe data aceea, dar eu m-am bunăit amu. Îi spune, m-am programat că altă dată, niște două săptămâni. Eu ce trebuie să fac? Și dacă sunt nevoie de bol, ori trebuie să vin la lucru, eu am serviciu. Ori sper serviciu, eu și dacă să aștept când eu să mă duc la medic. Mă duc la medic, el mă trimite la investigații. Iar du-te la știi în program, azi iar știi două, trei zile, că acolo tot e rând, alt rând. Și ai zis rândul și ăla. Ai uitat, când te duci la specialitate, tu nu mai ai făcut încă o investigație. Iar te scrii, abia ori trebuie să-mi vin la serviciu, ori trebuie să-mi apel la spital. Polița de asigurare chiar nu e importantă deloc, pentru că câte ori mă duc mă adresez la spital, dacă am bani, intru fără rând, dacă așa, când până mă ajunge rândul la medic, noi trece și boala, ori pui mâine chept și s-a terminat. Campania de informare a populației privind beneficiile poliției de asigurare medicală va continua și la alte întreprinderi din raionul Cimișlia. La fel de încordate au fost toate luptele la cele 13 categorii de greutate din cadrul turneului de lupte greco-romane, participanții fiind din 4 raioanele țării și din Suceava, România. Au meciuri foarte bune, adică pregătirea e foarte bună, deci băieții sunt foarte bine pregătiți aici. Văd că aici luptele nu sunt virusate. La noi încep să fie virusate în România. Am venit cu 5 băieți de la echipa de la Fitness Club Forma, dar sunt și 14 băieți din satul Brăviceni și un băiat de la clubul de lupte din Orhei. Deci băieții le place aici, e un turneu benefic pentru ei, pentru că ei sunt începători. Școala din Soroca e puternică, e foarte bună. Noi tot timpul am concurat. Noi o leacă am rămas în urmă, dar oricum ne străduim acum să ajungem. Sportivii care au recunoscut că s-au antrenat intensiv pentru acest turneu au dat tot ce e mai bun din ei. Pregătit aici și sunt pregătit de orice luptă. A fost lupta ușoară? Da, a fost ușoară așa, nu. N-a fost tare. Da, o să vin, că e frumos aici la dumneavoastră. Au fost concurenți puternici. M-am luptat cu doi băieți de la liceu sportiv și le-am câștigat și am ieșit în finală. Concurenții mi-au părut puternici, au venit de peste tot, din țară, au venit și din România. Sunt de Soroca, eu m-am luptat cu un băiat de la Orhei, l-am învins 7-0. Potrivit arbitrului principal, toți sportivii au fost bine pregătiți și au demonstrat niște lupte pe măsură. Pe covorul din Soroca se lupte aproape la 100 de oameni, competiția merge bine, fără traume, deci băieții noștri înving.
aproape în toate categoriile, unde mai pierd, dar mergem înainte, deci competiția merge bine. Cu toate că este organizat de an bun la Soroca, turneul care până acum era unul republican, anul acesta a devenit unul internațional, deoarece a întrunit și sportiv din România. Tradițional la Soroca se organizează turneul internațional la luptele greco-romane pentru popularizarea sportului și pentru susținerea tinerilor care practică acest gen de sport. Pentru rezultatele frumoase obținute în competiție, cei mai buni s-au ales cu medalii și diplome din partea primăriei orașului Soroca. Turneul internațional de lupte greco-romane a avut loc în incinta școlii sportive, care recent a fost reparată, costul lucrărilor ridicându-se la 230.000 de lei, bani oferiți de Consiliul Orășenesc și Consiliul Raional Soroca. Tamara Bobo-Coșciuc v-a invitat pe dumneavoastră la spectacolul omagial Dor de Cântec. La întâlnirea cu Tamara Bobo-Coșciuc la ceas aniversar, publicul spectator a avut parte de un spectacol inedit la Palatul de Cultură din Soroca. Aici a cântat ansamblul Divinitate. Sunat romanțe. Te-ai putea să-mi povestești inima. Nelipsit a fost ansamblul folcloric Colinda de la cei mici. O carboacă șopotită. Până la cei mari. La cei 50 de ani împliniți, Tamara Bobo-Coșciuc se poate mândri cu o activitate prosperă în promovarea tradițiilor, obiceiurilor și cântecului folcloric. Este în fruntea ansamblului Colinda deja de 26 de ani. Este cunoscut atât în țară cât și peste hotare. Are în palmares un șir de diplome și premii. Este și prezentatoarea emisiunii Grădina Dorului de la SOR TV, emisiune așteptată cu mare drag de telespectatorii care i-au devenit fideli. Se mândrește cu ce are și mai ales cu familia ei, cu unica fiică care a călcat pe urme. Mama, ceea ce am învățat, tot ceea ce sunt eu, este numai și numai datorită mămicii, de fapt datorită părinților. Pentru asta mă închin în fața lor și le mulțumesc foarte mult. De ziua ei au fost alături colegele de scenă care au avut pentru ea doar cuvinte de laudă. Tamara Bobo-Coșciuc este un specialist de valoare. Am venit să fiu alături nu doar ca și prietenă, dar și în plan profesional. Îi doresc multă sănătate, multă fericire, multe împliniri, o familie deosebită are și să fie alături cei dragi. Muncește mult, dobândește mult, e o familistă bună. Am învățat de la dumneiei multe. Patriotism, iubirea de tradiție și chiar însăși ca o doamnă. Adică femeile căsătorite cred că au multe de învățat de la dumneiei. Mesaje de felicitare au curs gârlă și din partea conducerii orașului și raionului Soroca. Vă doresc din suflet mulți ani, sănătate, cât mai mulți oameni de treabă. Aș spune că sunteți artiste de atunci de când v-ați născut. Din partea conducerii raionului și din partea Consiliului Raional Soroca, țin să vă felicit cu această sărbătoare frumoasă. Să vă urez cele mai sincere urări de sănătate. Să iubim pentru ceea ce face. Și cred că o să prindem și noi curaj, o să ne răscolim sufletele noastre. Acest cântec ne aduce aminte de străbunii noștri, de bunii noștri, de părinții noștri. Tamara Bobo-Coșciuc ne-a mărturisit că la cei 50 de ani se consideră o femeie împlinită. Desigur că fiecare om are clipe frumoase în viață. Am avut și eu și le am și astăzi și pentru mine cele mai frumoase clipe sunt atunci când spectatorul rămâne mulțumit de prestația mea în scenă și poate nici nu aplauzele mari, dar văd pe ochii și pe fața oamenilor acele emoții de bucurie pe care le pot transmite eu spectatorului. Aceasta este realizarea cea mai mare. Și încă o realizare frumoasă pe care am văzut-o și astăzi este fiica mea care îmi urmează calea și zic eu m-a depășit, cum s-a mai remarcat astăzi, ăsta fiind și scopul vieții mele. Ca la fiecare concert de al ei, sala Palatului a fost
fost plină de spectatori care au aplaudat-o pe Tamara Bobo-Coșciuc în picioare. Sărbătoare în rândul polițiștilor din Republica Moldova, autoritățile au adus un omagiu în memoria polițiștilor căzuți la datorie prin depuneri de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. De asemenea, polițiștii au avut parte și de un concert dedicat lor. 2013, Poliția Republicii Moldova are rezultate măsurabile, pozitive, rezultate cu care vă puteți mândri. Sunt bucuros că am fost alături de voi în acest an și vă asigur că voi depune foarte multe eforturi pentru a asigura poliția cu ceea de ce are nevoie. Suntem împreună și Ministerul și Inspectoratul General al Poliției sub o presiune cetățenească fără precedent ce ne impune să livrăm rezultate și să demonstrăm integritate și transparență. Prezent la eveniment, prim-ministrul Republicii Moldova, Iurie Leancă, a felicitat breasla polițienească și a îndemnat să meargă pe calea reformării. În numele Guvernului Republicii Moldova să vă adresez cele mai sincere și cordiale felicitări și urări de bine cu prilejul cele de-a 23-a aniversări de la fondarea Poliției Republicii Moldova. Creată după voința și idealurile de libertate, suveranitate și independență, Poliția Națională în zile de grea cumpănă a stat la staja independenței și integrității teritoriale a statului nostru, demonstrând devotament interesul neamului și țării. Angajații afacerilor interne s-au implicat activ în procesele de edificare a unei societăți în care valorile fundamentale trebuie să fie statul de drept, democrația, drepturile și libertățile omului. Această zi este și una a recunoștinței pentru simțul datoriei și abnegației de care dați dovadă, fiind alături de cetățenii noștri, asigurându-le pacea și liniștea. Aflat în proces de reformă, Poliția Națională urmează să devină garanția securității vieții cetățeanului și ordinului de drept. Prin tot ceea ce ați făcut și faceți, ați contribuit la schimbarea spre bine a imaginii poliției, care se bucură tot mai mult de încrederea populației și de respectul instituțiilor naționale și ale celor internaționale. Guvernul Republicii Moldova susține eforturile pe care conducerea Ministerului Afacerilor Interne predepune într-o promovare a reformelor instituționale. Poliția Națională împlinește 23 de ani de la fondare. În prezent, în cadrul MAI, activează peste 17.000 de angajați. Greu de crezut, pretinsul ministru de externe al regiunii de est a Moldovei, Nina Ștanski, recunoaște că la Chișinău limba moldovenească nu mai există de mult și pe bună dreptate, Curtea Constituțională a numit limba de stat a Republicii Moldova limba română. Despre acest lucru, Ștanski a menționat într-un interviu pentru publicația Rasiiskaya Gazeta. Potrivit lui Ștanski, Curtea Constituțională de la Chișinău a hotărât că limba oficială a țării este română, dar de facto în Republica Moldova puțină lume a numit-o moldovenească. Ea a fost numită română și pe bună dreptate. Limba română în baza alfabetului latin este predată în Transnistria ca limbă străină împreună cu alte limbi. Când Republica Moldova s-a format ca stat și a făcut această alegere, imnul românesc, steagul tricolor românesc, limba română. Iar acum lucrurile sunt așezate la locul lor, a mai spus Nina Ștanski. Menționăm că la 5 decembrie 2013, Curtea Constituțională a decis că textul declarației de independență prevalează textului din Constituție. Astfel, limba oficială a Republicii Moldova este româna. Pentru ca termenul moldovenească să fie schimbat cu română, este necesar votul a 2/3 din legislativul de la Chișinău. Viceministrul Educației Loreta Handrabura, aflată la Rezina, a discutat cu managerii instituțiilor din raion despre procesul instructiv educativ. Oficialul a menționat că procesul de predare a orelor joacă un rol important pentru a-i motiva pe discipoli să fie atrași de orice disciplină. E vorba, desigur, de calitatea instruirii, calitatea educației, rezultatele de la BAC vorbesc de la sine și aici, după mine, și Direcția Generală de Învățământ și fiecare instituție în parte, iar în cadrul fiecarei instituții, fiecare profesor trebuie să facă odată în plus această autoevaluare a ceea ce au reușit și ce nu au reușit, ca să poată interveni astfel încât intervențiile să nu fie pe final de evaluare, dar până ajunge la evaluare, să oferim
elevilor setul de informații de o așa manieră încât dânșii să o înțeleagă și să o poată aplica. Înțelegerea trebuie să vină din răspunsul la întrebarea la ce îmi folosește mie materia sau tema concretă de la chimie, la ce îmi folosește mie subiectul concret de la educația muzicală și aș putea continua, fiindcă abordarea anume trebuie să fie pe toate disciplinele. Motivație intrinsecă să pornească de la cadrul didactic, sigur corelată cu motivație extrinsecă pe care o are fiecare elev atunci când își răspunde de ce merg eu la școală și de ce învăț. Incluziunea socială este un subiect care la fel rămâne prioritar pentru Ministerul Educației, spune Handra Bura, la care trebuie de muncit în parteneriat. Incluziunea socială și educațională a elevilor cu cerințe educaționale speciale. Aici am avut niște sugestii în adresa Serviciului de Asistență Psihopedagogică să dezvolte mai multe parteneriate cu serviciile de acest fel din alte raioane, unde rezultatele deja se resimt, rezultate care vin în beneficiu integrării sociale și educaționale a acestor copii, copii care se regăsesc în școlile pe care noi le numim școli inclusive, cu tot contextul și cadrul adecvat pentru instruire și educarea acestora, cu cadre didactice formate, cu plan de studiu individualizat, cu asistent dacă are o dizabilitate locomotorie mai severă sau de altă natură, cu o persoană care îl asistă și în procesul de învățare și în procesul de evaluare. După întrunirea cu managerii instituțiilor de învățământ din Raion, Loreta Handra Bura a mers în vizită la școala profesională din Rezina. Ina Komarovski, Ion Apostol, Rezina, fiți la curent! În mai, până în mai. Suma de 60.000 de euro a fost colectată în cadrul concertului de caritate de la Viena, la care a participat prim-ministrul Iureleancă, anunță Biroul Comunicare și Relații cu Presa de la Guvern. Concertul a fost susținut de Orchestra Companiei Publice Austriece de Radio și TV. Valentina Naforniță, care a deschis faimosul bal vienez, a interpretat o arie din opera Don Giovanni de Mozart. La concertul de caritate a evoluat și soțul său, baritonul Mihai Dogotari. În total, la spectacolul care s-a desfășurat sub patronajul prim-ministrului Iureleancă și al președintelui Austriei, Heinz Fischer, a fost colectată suma de 60.000 de euro. Toți banii vor veni în Moldova pentru copiii din familiile nevoiașe și persoanele în etate aflate în dificultate. Concertul de binefacere a fost organizat de Asociația Concordia Moldova. Republica Moldova și-a reiterat angajamentul de a transforma țara noastră într-o societate dezvoltată și o economie capabilă să ocupe un loc corespunzător pe arena internațională, subliniind faptul că platforma regională creată în baza adunării parlamentare a cooperării economice la Marea Neagră oferă cadrul necesar pentru un dialog politic la nivel interparlamentar axat pe interese economice comune. It has carried out this role based on the many characteristics. Această misiune se bazează pe o serie de caracteristici deținute în comun de către membrii APCMN, cum ar fi proximitatea geografică, moștenirea istorică și cultura. De asemenea, barierele inutile și artificiale, practicile sau măsurile punitive au efecte destabilizatoare asupra sectoarelor industriei agroalimentare și, nu în ultimul rând, asupra stabilității economice și politice din regiune. În consecință, aceste bariere și practici negative nu aduc beneficii nimănui. La rândul său, președintele Georgiei a menționat că rolul adunării parlamentare a cooperării economice la Marea Neagră este de a asigura stabilitate, prosperitate și pace în regiunea Mării Negre. În cadrul economiei regionale, stabilitatea piețelor este esențială pentru industria agricolă și de prelucrare a produselor agroalimentare, precum și pentru alte industrii. La finele întrevederii între președintele Parlamentului Igor Corman și președintele statului turc au fost exprimate aprecieri în adresa adunării parlamentare pentru faptul că reprezintă o platformă utilă pentru apropierea intereselor economice ale țărilor membre ale NATO, Organizației Tratatului de Securitate Colectivă sau state neutre, cum este și țara noastră. De asemenea, state membre ale UE, state candidate sau aspirante, cum ar fi Moldova și Georgia, alături de țări membre ale Uniunii Vamale Euroasiatice și CSI.
Țigarete cu diverse arome, precum și țigările Slim, ar putea deveni doar o amintire. De asemenea, pe pachetele de țigări urmează să fie imprimate avertismente generale mult mai mari cu privire la pericolul fumatului. Sunt câteva dintre principalele amendamente la legea cu privire la tutun și articolele de tutun și la codul contravențional. Acestea au fost avizate pozitiv de Cabinetul de Miniștri. Potrivit autorilor proiectului, publicitatea la produsele din tutun urmează să fie interzise la radio și la televiziune, în cinematografe sau pe internet. O altă interdicție se referă la scutirea de impozite, publicitatea și sponsorizarea produselor din tutun. În lege au fost incluse și sancțiuni mai dure pentru fumatul în locurile publice închise și semi-închise, la locurile de muncă, în mijloacele de transport. Fumătorii riscă o amendă de până la 1400 de lei. Proiectul a fost avizat pozitiv de guvern, dar urmează ca în termen de 10 zile să fie elaborate unele modificări. Ulterior, dacă acesta va fi susținut de legislativ, agenții economici care produc sau importă produse din tutun vor fi obligați să prezinte Centrului Național de Sănătate Publică lista ingredientelor pe care le conțin țigărele și cantitatea acestora. În același context, autorii proiectului propun ca pe fiecare pachet de țigări să fie imprimat avertismentul general: fumatul ucide, renunțați acum, dar și mesajul: fumul de tutun conține mai mult de 70 de substanțe care cauzează cancerul. Documentul mai prevede că, începând cu 1 iulie 2014, 75% din ambalajul pachetelor de țigări să fie acoperit cu imagini care prezintă riscurile acestui viciu. Consiliul Municipal Chișinău a votat pentru fuziunea societății pe acțiuni Termocom, CET1 și CET2. Proiectul de hotărâre a fost votat de consilierii liberali, liberal-democrați și neafiliați. Pentru crearea noii entități, statul va primi un împrumut de 40 de milioane de dolari din partea Băncii Mondiale. Statul va deține 95% din acțiunile noii companii. Dintre acestea, Consiliului Municipal Chișinău îi vor reveni puțin peste 2%, iar restul celorlalți acționari. Totodată, noua entitate va prelua datorii istorice ale Termocomului. În 2014, statul va oferi de 5 ori mai mulți bani pentru prevenirea infecției HIV în comparație cu situația din acest an. Un anunț în acest sens a făcut Andrei Matei, șef de direcție la Ministerul Sănătății. Potrivit lui, proiectul bugetului de stat pentru anul 2014 prevede pentru Programul Național de Prevenire și Control HIV-SIDA peste 9 milioane de lei, circa 530 de mii de euro. În 2013, din bugetul național au fost virate pentru prevenirea HIV peste 1 milion de lei. Pentru prima dată, Ministerul Sănătății va finanța în 2014 tratamentul antiretroviral pentru persoanele care trăiesc cu HIV. Tot în premieră, statul va aloca bani și pentru programe de prevenire HIV în rândurile consumatorilor de droguri injectabile, precum și la alte grupuri de risc. Până în prezent, aceste programe și tratament ARV au fost acoperite financiar de Fondul Global de Combatere a SIDA, tuberculozei și malariei. În prezent, în Republica Moldova sunt înregistrate oficial peste 8.000 de persoane HIV pozitive. În Republica Moldova există trei tipuri de semnături electronice. Acestea au valoare juridică și un grad diferit de protecție. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat marți, 17 decembrie, de Cabinetul de Miniștri. Este un proiect care vine să ne ofere posibilitatea de a utiliza semnătura electronică și de a o utiliza eficient. Deci am propus trei tipuri de semnătură electronică: semnătura electronică simplă, semnătura electronică avansată și semnătura electronică avansată calificată. Deci este o deosebire între aceste trei tipuri de semnături electronice. Prima ar fi simplă, deci doar cu posibilitatea de a cifra conținutul și de a obține cifra de comparare. A doua semnătură electronică avansată, deci va fi, practic este aceeași semnătură avansată calificată, doar că este pe un suport necertificat și, evident, cea calificată este pe un suport calificat, cum ar fi buletinul de identitate cu semnătura integrată sau semnătura mobilă care se va conține în cartela SIM. Aplicarea semnăturii electronice și a documentului electronic este o prevedere a acordului de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Pentru a intra în vigoare, documentul urmează să fie adoptat de către Parlament. Termenul de valabilitate al certificatului cheii publice a utilizatorului se va stabili de către prestatorul de servicii de certificare, dar nu poate depăși un an. Proiectul de lege obligă prestatorii de servicii să păstreze cel puțin 15 ani informația despre semnătura electronică. De pe 1 martie 2014, în Republica Moldova va fi eliberat buletinul de identitate electronic cu semnătura digitală încorporată.
caz fără precedent în orașul Râmnița a fost condamnat un pedofil. Despre acest lucru a comunicat șeful secției urmărire penală a așa zisului Comitet al Regiunii de Est a Moldovei. Judecătoria orașului Râmnița a declarat vinovat un bărbat care în perioada 2011-2012 a comis 6 acte de viol asupra 5 copii în vârstă de la 5 la 8 ani. El riscă acum detenție pe un termen de 22 de ani cu aplicarea unei amenzi de 3.780 de ruble. Mai mult, bărbatul violator va fi supus unui tratament medical. Peste 30 de asociații non-guvernamentale din cadrul platformei civice Acțiunea 2012 solicită demisia ambasadorului român la Chișinău, Marius Lazurcă. Ministerul Român al Afacerilor Externe, în reacția sa, menționează că nu împărtășește aprecierile formulate de către unioniști. Potrivit petiționarilor, de când a fost numit în funcție, oficialul de la București a demonstrat incompetență și ignoranță în respectarea raportului special cu cel de-al doilea stat românesc. Aceștia îl acuză pe ambasadorul Marius Lazurcă de lipsa de comunicare cu asociațiile civice care au dovedit de-a lungul timpului că susțin interesul statului român și de lipsa de implicare în îmbunătățirea imaginii statului român în Republica Moldova. ONG-știi au primit deja și un răspuns oficial. Echipa ambasadei României în Republica Moldova și îndeplinește activitatea în baza mandatului încredințat cu respectarea practicii și a uzanțelor diplomatice și ținând cont de complexitatea mediului și a specificului societății din Republica Moldova. În cazul concret la care se face referire, în luarea publică de poziție menționată, secția consulară a aplicat strict prevederile relevante în materie de eliberare a vizelor, se spune în comunicatul Ministerului Afacerilor de Externe român. Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Moldova angajează specialiști pentru Centrul de Dezvoltare a Carierei SISLAB Rezina, în cadrul proiectului Antreprenoriat Inovativ pentru Ocuparea Durabilă a Forței de Muncă. Pentru funcția de coordonator, aplicanții vor deține studii universitare în administrație publică, economie, științe sociale, drept sau alte domenii similare. Aceștia trebuie să dețină experiență de 3 ani în dezvoltarea economică regională, promovarea antreprenoriatului, dezvoltarea carierei sau domenii adiacente. Pentru funcția de consilier în carieră, pe lângă studii universitare în administrație publică, economie, științe sociale, drept sau alte domenii similare, aplicantul trebuie să dețină 2 ani de experiență în dezvoltarea economică locală regională, promovarea antreprenoriatului, dezvoltarea carierei sau domenii adiacente. Experiența în cadrul inițiativelor de dezvoltare locală sau lucru similar într-o organizație donatoare, instituție guvernamentală, ONG, companie de consultanță, sunt avantaje considerabile pentru aplicanții la funcțiile de coordonator și consilier în carieră. Pentru funcția de asistent de oficiu, sunt necesare studiile primare, experiență în utilizarea calculatorului și aplicațiilor soft, precum și experiență anterioară în lucru administrativ, administrarea personalului, relații internaționale, dezvoltare organizațională și antreprenoriat sau alte domenii similare, studiile universitare în economie, relații internaționale, administrație publică sau alte domenii similare vor fi un avantaj. Pentru toate funcțiile este necesară cunoașterea fluentă a limbilor engleză, română și rusă, oral și scris. Persoanele interesate pentru poziția de consilier sau asistent trebuie să aplice online până pe 24 decembrie 2013. Pentru poziția de coordonator, cei interesați vor aplica online până pe 27 decembrie 2013, accesând pagina electronică a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova, www.undp.md. Tot aici pot fi găsiți termenii de referință și fișa personală pentru fiecare poziție. Actorii Teatrului Cehov au prezentat un spectacol la Dorotskaya. Spectatorii au fost elevii claselor primare din câteva localități învecinate. Micuții au vizionat povestea muzicală în două acte, Aventurile lui Winnie Pooh. Evenimentul a fost susținut de misiunea OSCE în Moldova. Moi uža tretí god organizujem takoj spektakl Winnie the Pooh tla moldavski tieti iz Oberbergach. Сегодня здесь присутствовали дети из Григориополя, Брита, Дорацкая, Кошница и Погреба. Вы уже видели такую радость, и эта радость, что мы хотим достигнуть, что на обоих берегах дети всегда будут улыбать.
Spectacolul a fost vizionat de aproximativ 500 de copii. Și mi-a plăcut cum au dansat ei. Mi-a plăcut cum s-a jucat toate animalele. A fost frumos. Și toate animalele au fost frumoase. Mi-a plăcut cum s-a jucat. Mi-a plăcut cu măgărușul s-a găsit coada. Mi-a plăcut cum s-au împrietenit. Mi-a plăcut că au dansat și au văzut coada și l-au furat. După acest concert, copiii au rămas foarte satisfăcuți și mulțumiți, fiindcă în timpul de față este foarte greu, aici în partea stângă a Nistrului, și majoritatea nu poate să ajungă la Chișinău ca să privească un așa concert frumos, un spectacol, spectacolul numele lui Cehov, într-adevăr, este foarte important. Și eu cred că copiii au plecat mulțumiți acasă, că și-au asoabit ce povestea înainte de ajun de anul nou și la bunei și la părinți să le povestească că au văzut așa spectacol frumos. Misiunea OSCE în Republica Moldova a fost instituită la 4 februarie 1993. Mandatul misiunii are următoarele obiective: stabilirea negocierilor în vederea reglementării conflictului transnistrean, colectarea informației cu privire la situația în teritoriu, oferirea consultărilor juridice și expertizelor în domeniul drepturilor omului, democratizarea societății în regiunea transnistreană și altele. Zina Ursalovski, Alexandru Cebotar, Dubăsari, fiți la curent! Primarul Chișinăului riscă să fie declarat persoana non grata în Federația Rusă. Propunerea a venit din partea deputatului fracțiunii PLDR, Roman Hudeakov, și a fost expusă Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse. Ideea deputatului rus a apărut după ce Chirtoaca a venit cu inițiativa de a anula ziua victoriei la Chișinău, titrează RIA.ru. Deputatul rus a precizat că săptămâna trecută edilul capitalei a interzis de a desfășura festivitățile solemne dedicate zilei victoriei din data de 9 mai. Acesta a subliniat că astfel de idei sunt o consecință a politicii României de a atrage Republica Moldova în sfera sa de influență. De cealaltă parte, Chirtoaca acum o săptămână a declarat că ziua victoriei va fi sărbătorită la Memorialul Eternitate, iar ziua Europei să fie marcată în Piața Marii Adunări Naționale. La Cimișlie a avut loc un seminar zonal de consolidare a capacității domeniului cultură din teritoriu, sub aspect financiar, resurse umane și probleme legate de calitatea și diversitatea ofertei culturale. Seminarul a fost organizat de către Ministerul Culturii în contextul realizării strategiei naționale de descentralizare. Strategia respectivă va căpăta o altă conotație, fiindcă ea este alcătuită nu în cabinetele ministeriale, a fost doar un draft, și este un rezultatul unui efort comun depus de reprezentanții culturii din centrul Iarnaia, celor care cu atâta durere pe de-o parte, dar cu atâta dragoste vorbesc de problemele culturii. În cadrul seminarului au fost purtate discuții directe cu autoritățile publice din teritoriu în scopul realizării efective a transferului de instituții și responsabilități de la nivelul administrației publice centrale către administrația publică locală și îmbunătățirii managementului și calității serviciilor publice acordate cetățenilor. Chiar și am discutat serviciile, direcțiile culturii, eu spun așa pentru că voi sunteți din toate, da, și nu vreau să atingem pe nimeni, dar asta denotă că este de mare problema asta. Au abilități reduse de gestionare a resurselor financiare. Oamenii, chiar dacă primează banii, nu știu să-i utilizeze foarte bine, chiar dacă ei sunt puțini. Asta ar însemna că noi trebuie să învățăm să devenim și antreprenori, pe lângă faptul că suntem oameni de cultură. Majoritatea celor prezenți la seminar, în special șefii direcțiilor cultură din raioanele din zona de sud a țării, susțin că trecerea instituțiilor și a colectivelor artistice la balanța primăriei va duce la dispariția acestora. Avem colectivi care au 30 de ani de lege. Colectivul Iușca de Drosat, Isârlea, cu o locătoare de 1100 de locuitori, stă de vorbă primarul. I-am propus, viitor. Și el la ce mi-a spus, uitați de colectiv, băieți, s-o terminat. Și urmează alt sat, care avem un colectiv de dansatori, două colectivi de dansatori cu titlul mondial,
din satul Caravedoca. Acolo tot 1200 de locuitori. Fix așa ne-a spus primarul. Noi, dacă îl trăiești la noi, mă uitam. Sau mai este și alte situații, de exemplu, colectivul de titlul model Bonavestire Sălcuță. Ei au incompatibilitate fiziologică cu primarul. Mâine al doilea, mâine al închide și puri cuși. Ei oricum încă noi ținem pulsul pe primarii și dirijăm. Dar în cazul dat avem teamă pentru că ei deja o să fac ceva. Я сегодня на спецсчет деньги зарабатываю, а советники собрались, и он мне будет указывать, куда мне, какую копейку, куда мне надо... Timp de 5 ani de zile, eu cred că au să dispară instituțiile noastre de localități. Все отдали примариям. У нас сейчас в управлении культуры даже нет профессионального коллектива. Все. Все при дюзова при комрате. Все. Вот так. И коллективы все отдали. Нет у нас роста. Pentru cei care tăționează și descentralizare din conducători în sfera culturii provoacă spaima, cred că cu doza de relativitate ulizez, dar un sfat, cel mai bine atunci spunem cererile de demisie, dacă nu credem. Astfel de seminare de consolidare a capacității domeniului culturii din teritoriu au mai fost organizate și în alte regiuni ale țării. Elevii din clasele a 11 și a 12 de la Liceul Ion Creangă au vizitat penitenciarul numărul 6 din orașul Soroca și au văzut care sunt condițiile de trai și ce ocupații au deținuții. Potrivit procuraturii, vizita a avut drept scop prevenirea criminalității juvenile, care în ultima perioadă este în creștere. Dar cel mai periculos este că avem persoane care comit crime după crime, deseori furturi, și legislația în vigoare, deși favorizează oarecare măsură minorii, adică ultima măsură, adică privarea pedeapsa cu închisoare este o ultima etapă care poate fi pedepsită. Dar totuși persoana nu se reeducă și pentru a exclude pentru viitor acest fenomen a fost familiarizat. Și angajații penitenciarului speră că astfel de activități vor fi o lecție pentru tineri, mai ales pentru cei cu devieri în comportament. Pe vizita asta sperăm să aibă un aport benefic asupra comportamentului copiilor care au un comportament mai puțin sau puțin deviant, să spunem, pentru prevenirea cazurilor de abateri de la normă pe viitor. Tinerilor le-a fost prezentat și lucru chinologilor. Я как раз здесь оттенцию. Я спуск ко мне рядом. Он сам на крыле, но мадикет рясовье, ну мим партия стынга, ну я. Deci, de atac în partea dreaptă, să are pistolul. Elevii au păreri împărțite cât privește condițiile din penitenciar, dar un lucru este cert, că ei nu-și doresc sub nicio formă să aibă careva tangenții cu astfel de instituții. Viața în penitenciar nu este ceea ce vedem noi la televizor, în filme. Totul este un pic diferit, mai dur, mai... Nu-i chiar atât de bine să te afli în acest loc. Am văzut cum sunt condițiile deținuților și n-aș vrea să ajung și eu în starea lor. Chiar să lucrez aici n-aș vrea să ajung. Diferența dintre local dat și viața reală e ca din cer și pământ. Dar cei care au nemerit, cred că au meritat asta. Eu n-aș vrea chiar nici să muncesc acolo, n-aș vrea să am nicio legătură cu localul dat. Strașnic. Procuratura Raionului Soroca intenționează să mai organizeze astfel de activități. Codul educației va fi votat până în primăvara lui 2014. Despre acest lucru a menționat ministrul educației, Maia Sandu, în cadrul unei emisiuni de la Postul Public de Televiziune. Maia Sandu speră că în primăvara anului viitor codul educației să fie aprobat de Parlament, iar din 2015 să fie implementată curicula modificată. Noua lege a educației își propune să revoluționeze învățământul din țară. Deși anul 2014 este un an electoral, aceasta nu va împiedica votarea și aplicarea codului educației. Maia Sandu a precizat că una dintre vederile codului este interzicerea profesorului să aibă ore suplimentare cu elevii din clasa lui, pe motiv că rezultatele maxime trebuie să fie obținute în timpul orei și nu după.
Premierul Iurelean că va pleca luni, 23 decembrie, într-o vizită de lucru la București. Acolo va avea o întrevedere cu prim-ministrul României, Victor Ponta. Cei doi oficiali au convenit cu privire la această vizită în cadrul unei discuții telefonice. Premierul Victor Ponta l-a informat pe șeful executivului de la Chișinău, Iurelean, că guvernul României va oferi un grant de 20 de milioane de euro pentru dezvoltarea educației preșcolare din țara noastră, ca un gest de solidaritate și sprijin pentru Republica Moldova. Agenția Medicamentului retrage injecțiile cu tolpecain din farmacii și din spitale. Măsura a fost luată ca urmare a unei decizii a Comisiei Europene care se referă la efectele secundare alergice apărute la pacienții aflați sub tratament cu tolpecain. Potrivit vicedirectorului Agenției Medicamentului, Ludmila Bumakov, substanța injectabilă era folosită ca miorelaxant pentru tratarea spasmelor musculare în bolile neurologice. În același timp, Agenția Medicamentului suspendă licența de comercializare a tuturor preparatelor care conțin tolperison ca substanță activă, cu excepția nidocalmului, sub formă de pastile, care sunt eliberate de farmaciști doar la indicația medicului și numai pentru tratarea simptomelor care apar după accidentele vasculare cerebrale la pacienții adulți. Vernisajul vinului din acest an a fost inaugurat cu o veste bună pentru producătorii de vinuri din Republica Moldova, și anume decizia Uniunii Europene de a deschide complet piața comunitară pentru vinurile moldovenești începând cu 1 ianuarie 2014. Asta va descătușa potențialul creativ al producătorilor, astfel încât faima vinurilor de la noi să meargă mai departe. Declarația a fost enunțată la eveniment de premierul Iureleancă. Republica Moldova, la fel și industria vinului, parcurge o perioadă deloc simplă. Republica Moldova, la fel și economia sa, la fel și instituții sale politice, dar la fel și industria vinului, sunt supuse unor provocări noi, unor probleme, și pe acest motiv trebuie să luăm decizii corecte, prompte, astfel încât industria vinului, care este elementul de osatura economiei noastre, să ne permită să mergem înainte. În ultimele luni s-au luat decizii și mai puțin favorabile, și mai favorabile pentru ceea ce înseamnă promovarea exportului vinurilor în afara Republicii Moldova. Favorabile sunt, sigur că sunt, crearea acestui brand, vinul Moldovei, cu ajutorul prietenilor noștri americani. Favorabilă este decizia guvernului de a crea acest oficiu al viei și vinului, care sunt convins că ne va permite să avem o acțiune mult mai concentrată și mai coerentă în afară și să nu avem competiție între producători, dar în primul rând să promovăm vinul de calitate sub acest brand de vinuri Moldovei. Pe plan extern au fost luate decizii care, cel puțin sper eu, temporar au suspendat exportul de vinuri moldovenești pe o piață, mă refer la cea rusească. Vreau să vă zic că vom continua să depunem eforturi astfel încât să recâștigăm această piață. Bineînțeles că decizia Uniunii Europene de a liberaliza în totalitate exporturile de la 1 ianuarie 2014 este o decizie foarte și foarte importantă, care sunt convins că ne va descătușa potențialul creativ al vinificatorilor noștri și ne va permite să punem în evidență toate calitățile benefice ale vinului moldovenesc. Vreau să vorbesc de o inițiativă care foarte des ne lipsește nouă moldovenilor. Vreau să spun de inițiativa a unor reprezentanți ai Asociației Exportatorilor și Producătorilor de Vin și personal despre domnul Eugen Păslaru. Acel vinificator care cu câțiva ani în urmă a venit cu ideea să facem, să organizăm și să avem un eveniment deosebit, așa numit Vernisajul Vinului. Foarte multă lume nu a crezut că este posibil. Foarte multă lume, ca de obicei la noi, a spus: "A, este o idee bună, dar fără sorți de izbândă." Mulțumesc celor care au crezut și pentru primii l-au susținut, domnul prim-ministru de atunci, ambasadorul Statelor Unite și alți prieteni. Și astăzi vreau din suflet să vă felicit pe toți, și vinificatori, și participanți care participați la acest eveniment. În primul rând vreau să spun, foarte inteligent și absolut necesar țării noastre,
economiei țării noastre, sectorului vitivinicol și, evident, promovării imaginii Republicii Moldova și imaginii vinului moldovenesc. Felicit toată lumea, cei care au muncit pentru ca să avem acest rezultat. La început a fost o idee. O idee care a apărut în toamna anului 2011 după o vizită de studiu în Statele Unite Americii, care a fost organizat de Ambasada Statelor Unite Americii în Republica Moldova. Am discutat ideea organizării unui eveniment mai elegant pentru a promova cultura vinului colegii mei de la început. Și vreau să vă spun sincer că avem adepți, dar erau și mulți sceptici. Apoi ne-am adresat la proiectul CET2, proiect finanțat de Guvernul Statelor Unite Americii. Aici am avut o susținere totală și aș vrea să mulțumesc managerul acestui proiect, doamna Diana Lazare, care și a botezat acest eveniment ca vernisajul vinului. De la idee la realizare a fost nevoie de o muncă, a fost de o muncă de convingere și de inspirație. Astăzi suntem mândri că avem adepți fideli cât în rândurile producătorilor de vin, atât și de cei consumatori care vin permanent, sunt invitați la acest eveniment. În cadrul evenimentului a fost înmânat titlul onorific Cavaler al Vernisajului Vinului ambasadorului SUA în Republica Moldova, William Moser, și fostului premier Vlad Filat, președintele PLDM. Am decis să încep și eu să produc vin moldovenesc, care este cel mai bun vin din lume. Totodată vreau să mulțumesc tuturor celor care au muncit și nu puțin, pentru ca să avem în Republica Moldova, atât la nivel instituțional, dar și la nivel de reglementare, condiții pentru ca în acest domeniu, care trebuie să fie și exemplar, să avem pe de o parte regulă, dar pe de altă parte să oferim oportunități pentru a produce vin de calitate. Vreau să vă doresc și eu să aveți parte de sărbători fericite și să aveți un an care vine cât mai bun. Aceasta este cea de-a patra ediție a vernisajului în cei 3 ani la care eu particip și pentru mine rămâne întotdeauna o ocazie minunată. Consider că Moldova are într-adevăr motive să se mândrească cu vinurile sale și eu la rândul mă mândresc cu vinificatorii din Moldova care produc vinuri care sunt din ce în ce mai competitive pe piața internațională. La cea de-a 5-a ediție a vernisajului vinului au participat 27 de companii vinicole din Republica Moldova, care au expus publicului spre degustare peste 200 de tipuri de vin. Evenimentul este organizat de Asociația Producătorilor și Exportatorilor de Vinuri cu suportul proiectului USAID CED2 și al filierei vinului. Pe 19 decembrie, creștinii ortodoxi pe stil vechi îl prăznuiesc pe Sfântul Ierarh Nicolae. Se spune că acest sfânt s-a născut într-o familie de creștini, unde a primit o educație aleasă religioasă din partea părinților. A făcut multe minuni și a ajutat pe cei săraci. În această zi, creștinii vin dimineața la biserică pentru a se ruga. Cei care postesc au dezlegarea la pește. El a fost cel care a săvârșit multe minuni și inclusiv și astăzi prin moaștele pe care biserica le cinstește. Aceste moaște se află în orașul Bari din Italia actuală la zilele noastre. Cu toate că după moartea lui, moaștele au fost așezate în mirele relichiei, dar prin secolul XI aceste moaște au fost transferate din actuala Turcie în orașul Bari pentru a nu fi ponegrite de către necredincioși, de către musulmani. De aceea și tradițional la neamul nostru a rămas frumoasa vorbă despre Sfântul Nicolae din Cui, cel care pedepsește copiii, cel care aduce dreptate în familie printre cei copii. Sfântul Nicolae fiind caracterizat ca o persoană corectă întotdeauna. Tot Nicolae este cel blândul păstor care aduce în dar copiilor dulciuri, cadouri, prin faptul, iarăși caracterizându-se ca un om blând, pe care noi întotdeauna îl cinstim cu deosebit plăcere, inclusiv în ziua de astăzi, ziua trecerii lui la Domnul. Creștinii spun că Sfântul Nicolae era cunoscut de copii ca cel din cui, care era folosit de părinți pentru a
i-ai pedepsi dacă aceștia nu ascultau. Mi-aduc aminte când eram mică, până a doilea mamă care a întreia, păi îi spunea, zice, e că te știi și e că Nicolae din Încui. De fapt, noi eram mai mici și zice, dacă vine moș Nicolae, zice, gata, e nostru. Dar el asta e vârguța. Vârguța, știi, și avea, cum să vă spun, la credința noastră, păi noi avem frică. E sărbătoare mare, trebuie să sărbătorim, să dăm slavă Domnului, mai și Domnului și Sfântul Ierarh Nicolae. În această zi, oamenii fac mâncare de adipost, care aveau neamuri numiți Nicolae. La noi venea la mama și la tata, finii lor, Natalia și Nicolae. Veniu și ne întâlnim, stăteam la masă, stăteam, dar numai cu mâncare de post, mama nu face cu toate, că noi acum ne mai scăpăm și mai mâncăm și de fruct. Dar atunci mama spăla toate oalele, nu mai punea nimic de fruct, nici slănină, nici untură, nici nimic, numai mâncarea cu ulei, dar uneori chiar și ulei puțintel de tot. Parohul Bisericii Acoperământul Maicii Domnului din Rezina i-a felicitat și le-a urat de bine tuturor celor care cinstesc sărbătoarea Sfântului Nicolae. Vreau să felicit pe foarte mulți creștini care poartă numele de Nicolae. Vreau să felicit pe sate întregi, cei care își sărbătoresc hramurile. În biserici avem multe biserici închinate în cinstea Sfântului Ierarh Nicolae. Vreau să felicit familiile, cuplurile care l-au luat la cununie pe Sfântul Ierarh Nicolae ca hram al familiei lor. Să le urez sănătate cu gând bun la Dumnezeu că prin intermediul Marelui Ierarh Nicolae vor primi binecuvântarea lui Dumnezeu. Dumnezeu își va primi toate cele bune pentru ei. În Republica Moldova, peste 47.000 de persoane poartă numele Nicolae. Peste 9.000 de femei sunt numite Nicoleta și Nicolina. Ina Komarovski, Alexandru Cebotar, Rezina, fiți la curent! Bugetul orașului Cimișlia a fost aprobat în lectură finală. Acesta constituie 13.503.000 lei și este cu 2 milioane de lei mai mare decât anul trecut. Pentru aprobarea bugetului au votat unanim cei 12 consilieri prezenți la ședință. Membrii fracțiunii comuniste din cadrul Consiliului Orășanesc Cimișlia au părăsit sala de ședințe înainte de aprobarea ordinii de zi. Cererea prealabilă care a fost impusă nu a fost examinată. Adică, în cazul dat, face o încălcare gravă când ați acordat atenție. Asta este motivul, fiindcă statele fac parte componenta bugetului, în cazul dat, noi nu putem vota, fiindcă noi deja avem încălcări. Bugetul pentru anul viitor este favorabil în special instituțiilor preșcolare din oraș, întrucât la sfârșit de an, primăria a primit din partea Consiliului Raional Cimișlia 500.000 lei destinați pentru grădinițe. Aceeași sumă a fost alocată și pentru anul 2014, destinația fiind grădinițele de copii. Anul viitor, din punct de vedere bugetar, va fi un an echilibrat, aș putea spune, mai ales va fi favorabil pentru instituțiile preșcolare, care au rămas în competența noastră. Școlile au trecut la Consiliul Regional, dar instituțiile preșcolare sunt la noi. Avem asigurat tot ce este necesar pentru dânșii. Directorii de grădinițe au fost mulțumiți de bugetul care a fost aprobat. Cam toate doleanțele lor care au fost puse în cerere către buget au fost îndeplinite. În bugetul orașului Cimișlia pentru anul 2014 sunt prevăzuți peste 250.000 lei pentru colectivele artistice care au trecut la balanța primăriei. Este ceva nou pentru noi, au trecut toate colectivele artistice în afară de fanfară în competența noastră, Casa de Cultură. Și eu cred că chiar la bunul începutul anului am să mă întâlnesc cu toate colectivele, să văd cu ce se ocupă, cu ce îi putem ajuta și sper că vom face ceva schimbări în acest domeniu. Calitative, înspre bine. Menționăm că bugetul orașului Cimișlia pentru anul 2013 a constituit aproximativ 12 milioane lei. Colaboratorii Inspectoratului de Poliție, veterani, au participat la un eveniment festiv dedicat Zilei Poliției Republicii Moldova. Aceștia au primit felicitări și cuvinte de laudă din partea conducerii Inspectoratului, Procuraturii, dar și conducerii Raionului. Fac mult și muncesc mult pentru a asigura ordine publică în oraș, în raionul Soroca, de a asigura oamenii cu liniște și cât mai puțin infractori și infracțiuni să fie pe teritoriul orașului și raionului Soroca. Parcursul întregului an ați depus eforturi, ați depus suflet, ați muncit pentru realizarea atribuțiilor de serviciu și sarcinilor care stau în fața poliției.
Sperăm că simțul datoriei, bărbăția și curajul de care au dat dovadă și dați dovadă colaboratorii poliției în activitate zi de zi, pe parcursul anului, vor servi drept exemplu pentru toți polițiștii. Vreau să felicit toți colaboratorii Ministerului de Interne. Vreau să felicit soțiile colaboratori de poliție, rudele apropiate, cu această sărbătoare ca o răbdare și împreună toate greutățile polițienești. Vă doresc mult sănătate la toți. Colaboratorii inspectoratului au primit felicitări și din partea primarilor din raion. Avem o lucrare foarte bună, aș spune eu. Băieți sunt foarte receptivi. Pe lângă felicitări, inspectorii au primit insigne, diplome, dar și premii bănești, iar inspectoratul a primit două calculatoare, unul din partea Consiliului Raional și altul din partea deputatului Alexandru Cimbriciuc, cu toate că nu a putut fi prezent la eveniment, cadoul a fost transmis. Deputatul, domnul Cimbriciuc Alexandru, ne-a adus o veste bună că de la 1 ianuarie s-a majorat salariul cu 30%, salariul de funcție. Asta e poate nu-i mult, dar un colaborator începător de cum ar să aibă leafă aproximativ la 5.500-6.000 de lei. Lucru care i-a bucurat mult pe inspectori. Aceștia recunosc că și-au ales o profesie deloc ușoară. O profesie grea, care necesită multe străduințe, multe sacrificii. Nu aș ezita să aleg, dacă ar fi încă o dată o alegere, să aleg încă o dată această profesie. Sunt emoții foarte pozitive, sunt emoții de bucurie și vreau să spun că, într-adevăr, această meserie este o meserie nu atât de ușoară cum pare dintr-o parte. E foarte complicat. Sunt situații când chiar și viața o pune în pericol și trebuie să dai o mână de ajutor la colegul tău. Într-adevăr, este o profesie, o specialitate a bărbaților adevărat. La Inspectoratul de Poliție din Suruca activează 164 de colaboratori. Ziua Poliției Republicii Moldova este marcată la 18 decembrie. Polița de asigurare medicală din 2014 va fi mai scumpă cu 700 de lei. Asta prevede fondul de asigurări medicale votat în prima lectură de deputați. Astfel, polița de asigurare medicală va ajunge să coste anul viitor peste 4.000 de lei, iar Ministerul Sănătății promite și servicii medicale mai calitative. Deputații comuniști au criticat legea cu privire la fondul asigurărilor medicale. La fel, legislativul a votat în primă citire bugetul asigurărilor sociale pentru anul viitor. Acesta prevede indexarea cu 7,1% a pensiilor din 1 aprilie. Persoanele care vor avea o pensie mai mică de 1300 de lei vor primi un supliment de până la 90 de lei. Totodată, autoritățile vin și cu vești bune pentru anul 2014. Vor majora indemnizațiile la nașterea copilului cu 500 de lei, alocațiile pentru îngrijirea invalizilor cu 100 de lei și ajutorul pentru perioada rece a anului cu 50 de lei. Duma de stat a Federației Ruse nu va cere Ministerului de Externe de la Moscova să-l declare pe Dorin Chertoacă persona non grata, informează site-ul regnum.ru. Comitetul Dumei de Stat pentru Relațiile cu CSI a recomandat Camerei Inferioare a Parlamentului Rus să nu susțină asemenea propuneri. Precizăm că deputatul liberal-democrat din Rusia, Roman Hudeacov, a propus Ministerului de Externe de la Moscova ca primarul municipiului Chișinău, Dorin Chertoacă, să fie declarat persona non grata în Federația Rusă. Potrivit deputatului, Chertoacă vrea să interzică ziua victoriei, ducând astfel o politică antirusească. În replică, edilul capitalei a menționat că propunerea lui Hudeacov este rezultatul unei dezinformări. Turismul în regiunea transnistreană este mai mult mort decât viu, susțin experții. Astfel, la Tiraspol s-au desfășurat audieri publice unde au fost examinate măsuri de reanimare a infrastructurii turismului în regiunea transnistreană. După cum au subliniat mai mulți participanți la dezbateri, regiunea transnistreană nu are față turistică, iar sectorul respectiv este mai degrabă mort decât viu. Potrivit unui comunicat de presă, la ședință a fost menționat că problemele domeniului turistic din stânga Nistrului au fost abordate în repetate rânduri la diferit nivel, însă rezultate relevante nu au fost înregistrate. În același timp, s-a propus să fie întreprinse mai multe măsuri pentru crearea obiectivelor de infrastructură. În cadrul dezbaterilor a fost discutată posibilitatea dezvoltării turismului medical în regiune prin construcția unui șir de instituții balneosanatoriale pe malul Nistrului, însă proiectul este stopat din lipsa banilor și a investitorilor. Acum, sectorul turistic din autoproclamata Rămâne asigură mai puțin de 2% din venituri bugetare regimului de la Tiraspol.
Optimismul autorităților de la Chișinău este tot mai accentuat. Până la mijlocul anului viitor am putea călători fără vize în Uniunea Europeană. Decizia cu privire la regimul liberalizat de vize pentru moldoveni va fi luată până luna martie anului viitor. Declarațiile au fost făcute de prim-ministrul Moldovei Iurie Leancă la un post privat de televiziune. În același timp, Leancă a menționat că demnitarii de la noi vor aduna argumente suplimentare colegilor europeni pentru a le dovedi meritul moldovenilor de a avea un regim liberalizat de vize. Cetățenii Republicii Moldova cheltuiesc mai mulți bani decât câștigă. Potrivit Biroului Național de Statistică, în trimestrul 3, cheltuielile lunare medii pentru o persoană au depășit veniturile cu peste 132 de lei. Veniturile medii au constituit aproape 1800 de lei, cu 12% mai mult decât în perioada similară a anului trecut. Principala sursă de venit a populației rămâne salariul. Pe locul 2 sunt indemnizațiile sociale, după care urmează remitențele și veniturile din activități individuale. Veniturile și cheltuielile populației din mediul urban sunt de aproximativ 1,5 ori mai mari decât ale populației din mediul rural. În trimestrul 3 al acestui an, cheltuielile lunare medii pentru o persoană au crescut cu 8% și au ajuns la 1.900 de lei. Medicii bat alarma. Doar în ultima săptămână în Republica Moldova au fost înregistrate peste 1100 de cazuri de infecții respiratorii, arată datele Centrului Național de Sănătate Publică. Comparativ cu săptămâna trecută, numărul bolnavilor cu viroze a crescut de 1,11 ori. Totodată, față de aceeași săptămână anului trecut, numărul cazurilor de infecții respiratorii s-a majorat de 1,14 ori. Peste 900 de pacienți cu viroze au fost înregistrați în capitală, iar alți peste 100 la Bălți. 60 de persoane au făcut infecții respiratorii în ultima săptămână la Ungheni, iar la Comrat 30 de oameni. În ultima săptămână la Centrul Național de Sănătate Publică au fost investigate 23 de probe, dintre care 9 au fost pozitive la virus ce provoacă infecții respiratorii. Virus gripali nu au fost detectați. De ziua lor profesională, polițiștii din Orhei au primit laude, premii bănești și cuvinte alese din partea autorităților prezente la eveniment. Autoritățile publice locale au apreciat colaborarea cu Inspectoratul de Poliție din Orhei și promit că îi vor susține și în continuare pentru munca pe care o depun zi de zi pentru a menține ordinea publică și a descoperi toate fără de legile. Eu cred că acestea nu sunt ultimele investiții. Vom merge și mai departe cu aceeași speranță, cu același ritm, ca să facem tot posibilul. Colaboratorii de poliție să aibă necesar, strictul necesar măcar pentru a face față acelor multiplor probleme care apar astăzi. Vă doresc ca dumneavoastră să aveți cât mai puține infracțiuni grave, ca dumneavoastră să aveți indicatori cât mai joși. De ce? Adică să nu numărați infracțiunile, că anul acesta avem 300, dar în anul următor indicatorul a crescut și aveți 320. Infracțiunile, contravențiile și toate încălcările de lege, an de an, să scadă. De la numele veteranilor, vă spunem că cel mai important este ca să păstrați acele frumoase tradiții poliției orhiene, de care întotdeauna ne-am bucurat toți. Polițiștii din Orhei au avut parte de o prezență bogată de oficialități. Prezent la eveniment, ministrul afacerilor interne Dorin Recean spune că odată cu reformele făcute, polițiștii vor avea numai de câștigat. Începând cu anul 2014, spune Recean, salariile la colaboratorii din poliție vor crește și condițiile vor fi mai bune pentru a interveni mai operativ într-o asigurare a securității cetățenilor. Aflându-mă la Orhei, mă bucur foarte mult să văd pe toți cei care participă în fiecare zi la asigurarea ordinii publice. Eu mă bucur foarte mult de spiritul care ne l-au arătat colindătorii și cred că este natural. Codrii orheilor, legendele, haiducii. Și eu vreau să mulțumesc polițiștilor pentru faptul că în anul 2014 putem să pășim cu mândrie. Și eu vreau să facem, să aplaudăm polițiștii. Fără voi cei care sunteți zi de zi, aici fac o paranteză, alături de lucrătorii medicali, sunteți alături la orice chemare, la orice adresare a cetățeanului, voi sunteți cei care tot timpul mereu veniți în ajutor.
Dacă voi nu ați fi, dacă țara, abstractiv ne gândim că s-ar petrece fără poliție, vă închipuiți ce ar fi cu cetățeanul de rând, cel care așteaptă să fie păstrată sănătatea lui păzită, averea lui păzită și cel mai important, apărate drepturile lui. De ce? Cred că sunt convingător prin faptul spun că noi avem nevoie de voi. Colaboratorii Inspectoratului de Poliție din Orhei au avut parte și de un concert cu participarea interpreților autohtoni. Ziua Poliției în Republica Moldova este sărbătorită anual la 18 decembrie, de acum 23 de ani. Satul Ecaterinovca în 2014 va deveni prima localitate din Raionul Cimișlia care va avea un sistem nou de asigurare cu apă și canalizare. Grație unui proiect prin intermediul Agenției de Dezvoltare Regională Sud, în anul 2013 s-a încheiat construcția unui apeduct nou care a permis conectarea a circa 80% din populație la apă potabilă calitativă. În octombrie 2013 a demarat construcția rețelei de canalizare și a stației de epurare a apelor reziduale, cu participarea Fondului Ecologic Național, 3 milioane lei și guvernul Poloniei circa 800 mii lei. Lucrările sunt în plină desfășurare. Ne stăruim cât mai rapid să dăm localii, să dăm drumul la o canalizație, să avem o perfecție pentru viitorul nostru, să avem o perfecție canalizare și în timp scurt ne dorim ca să parcurgem o lucrare foarte bine, suntem echipați cu echipamente foarte bune și muncitori foarte rapizi care muncim foarte repede și să dăm drumul la lucrarea să o finisăm. Când prezent se face construcția decantoarelor, a doua filtru biologic și fitofiltru. Aceasta o să fie înseamnă cu în mod costul curățirii apelor reziduale o să fie foarte jos, costurile o să fie foarte jos, atât că merge pe metodă gravitațională și foarte puțină energie electrică o să fie folosită aici. În prima etapă, care va urma până la sfârșitul lunii decembrie, vor fi cheltuiți circa 3 milioane de lei pentru lucrările de construcție a decontoarelor, iazului biologic, rețelelor electrice și de apeduct. Până la sfârșitul lunii decembrie urmează a fi instalat și utilajul tehnic donat de către guvernul Poloniei. Sperăm că la anul viitor, în 2014, tot sistemul integral să fie construit, toți cetățenii satului Ecaterinovca să se poată conecta la apă canalizare și să lucreze stația de epurare. S-a contractat o companie din orașul Chișinău care deja a adus tehnică, lucrările merg cu succes și cred că vor fi finisate tot cu succes și oamenii vor avea servicii bune de alimentare cu apă și canalizare. Proiectul cu o valoare de 3,8 milioane lei este preconizat pentru 11 luni. Astfel, locuitorii satului Ecaterinovca deja în vara anului 2014 vor beneficia de servicii de calitate de apă potabilă și canalizare. Paguba urma calamităților naturale s-a estimat la peste 38 de milioane de lei. Sarcina Comisiei Regionale pentru Situații Excepționale în asemenea situații, desigur, sarcina principală este de făcut maximum pentru a evita calamitățile naturale, dar când ele apar, pentru a lichida consecințele, a acorda și ajutor oamenilor care au avut de pătimit. Și în acest sens, în Raionul Soroca, pe parcursul anului 2013, s-au făcut mai multe lucruri, inclusiv sunt bucuros pentru că s-a reușit și cu sprijinul guvernului acordă ajutor persoanelor care au suferit de grindină. La ședință au fost făcute totalurile anului în trecere, dar și raportate pregătirile pentru sezonul rece a tuturor serviciilor care fac parte din cadrul Comisiei Situații Excepționale. Toate primele zone s-au trecut la temperatura de iarnă conform formelor de pomul la 26 de grade pentru ce s-au revizuit toate semnalizare la deschiderea ușor și la incendiu. Toate unitățile de transport au fost echipate
cu cauciucuri de iarnă. Avem 34.000 de consumatori de raion. Cât casnici, atât și necasnici. Ca pildă, lunile de iarnă, noi livrăm lunar 1.000.000 de kilowatt. În afară de căstare serviciilor de bază, livrare energiei electrice, către consumatorii finali, menținerea liniilor electrice, aerieni, subterani, utilajul, îndeplinește lucrări de construcție, reconstrucție și extindere a liniilor electrice. Avem pregătite 1.800 tone de material antiderapant, dintre care s-a transportat pe acostamente 660 de tone, pe drumurile naționale 240 de tone avem, pe drumurile locale 414 tone. 80% la moment suntem pregătiți. Dar dacă e vorba de tehnică, atunci întreprinderea dispune de doar 19 autospeciale pentru dezăpezirea. Ca momentul să fie în timp de 10 ore, cum se dă după regulă, noi ne trebuie să avem 12 tractoare cu lopată, 4 rotare, 10 autogredere și 21 de mașini de samblat. În cadrul acelei ședințe s-a discutat despre evitarea înghețului de țevi în subsolurile blocurilor de locuit și despre recenta avarie în care au fost sparte două țevi de gaze naturale. Solurile de timpul de iarnă, mă refer la instalarea geamurilor, ușilor, ca să evităm situația de îngheță a sistemului de canalizare și alimentare cu apă. S-au fondat asociații de locatari, vreau să zic că solurile date răspund din membrii asociației, inclusiv și președintele asociației de locatari. Clar că răspund, da. În cazul când se întâmplă ceva, dacă cine le va răspunde? În primul rând este și direcție pentru canalizare, care este controlorul sectorul dat, care verifică chiar același subsol. Doamne, mă începe a deranja. Se face situația de avarie și se deconectează, știu, mii de consumatori, pentru că se întrerupe, cineva face reparații și conducta de gaz, sparge. Și o zi apare fix aceeași situație la Părliț și la mine apare întrebarea, cum așa se întâmplă? Pe orice proiect noi spunem că avem o atârnare necredincioasă din partea la toate serviciile care sunt. Cu notificare. Egal, dacă o pus ștampila serviciu gaz, înseamnă trebuie să ducă răspundere. Serviciu electricitate trebuie să ducă răspundere, serviciu telecomunicat, telecomunicat trebuie să ducă răspundere. Și anul acesta, pe timp de iarnă, vor fi acordate ajutoare sociale persoanelor nevoiașe din raion. Vreau să vă spun că în prezent, în raionul Sobotca, 3230 de persoane beneficiază de ajutor social și ajutor pentru perioada rece, lunar primesc, deci 1.534.000 de lei. Nici persoanele fără adăpost nu au fost lăsate de izbiriște. Acestea vor fi cazate în centrul social Revenire, deschis recent în fosta clădire a Gimnaziului Tehnologic. Scopul deschiderii centrului și prestarea serviciilor, cum spre de cazare, dezinfectare, alimentare și de orice zi, cine știu din dejun și cine. Pentru că nu avem, deci ea și se numește temporar, cazare temporară, că în optare. Era necesară încă de o reparație curentă. Și în baza zilului de curent, reparația a fost efectuată. Președintele Comisiei a cerut serviciilor să întreprindă toate măsurile necesare pentru a evita orice incident neplăcut. S-au examinat modul în care serviciile regionale sunt gata pentru a reacționa în caz dacă apar situații. Sunt gata? Și dumneavoastră ați auzit raportul aproape a fiecărui conducător care la întrebare respectivă au spus, au afirmat că sunt gata pentru a interveni. Aceasta a fost ultima ședință ordinară a Comisiei pentru Situații Excepționale a Raionului Soroca din anul acesta. Deși gerul pișcă, muncitorii de la serviciul de amenajare cu emoție, dar și bucurie s-au apucat de lucru. Aceștia au de instalat circa 200 de instalații cu luminițe și sute de globulețe, ca bradul din anul acesta să fie cel mai frumos de până acum. S-au procurat luminițele de la Odessa, s-au adus, pe brad au fost instalate în jur la 160-170 de instalații de 15 metri lungime. Așa, jucării am mai avut de anul trecut, argentul tot s-a procurat. Deși împodobirea bradului încă nu s-a finisat, sorocenii au păreri împărțite despre frumusețea acestuia. Frumos, frumos. Mai înalt ca anul trecut, da, foarte frumos. O să veniți de sărbători? Nu mai decât. Puțin mai mic decât cel de anul trecut, însă măcar are vârf, fiindcă cel de anul trecut nu prea avea. Îmi plac
așa să spunem, toate decorațiile. Anul trecut a fost bradul mai frumos. De ce? Ce? Pur și simplu era mai mare, mai... Cum vă spun? Pur și simplu mi-a plăcut mai tare anul trecut. Foarte frumos, e mai frumos cum era anul trecut și Ansers. Ansers era frumos în 2012, dar era numai așa, în jos era. Astea, luminisul, da, am vedeți cu făcut așa, făcut frumos, foarte frumos, place. Ca și cel din anul trecut, pomul de Crăciun are 17 metri și a fost adus din satul Teleșeuca. Pradul e frumos cântețani, e mai rotat, am mai adăugat două placate, că în tot anul puneam 6, dar acum am pus 8, că nu ajunge coroana primare la Bratș. Mie, dar mi se pare că e mai frumos ca la Chișinău. Potrivit șefului serviciului de amenajare, bradul va fi gata în cel mult 2 zile. Mai greu este cu instalațiile de lumini. Acestea vor fi instalate pe întreaga Piața Libertății. Pentru ca acestea să fie în siguranță, atât luminițele cât și pomul vor fi păzite de polițiști. În fiecare seară deja stă câte 2 polițiști și păzesc până dimineață. Totodată este și videocamere care șezi și noapte filmează. Atât procurarea și transportarea cât și împodobirea bradului au costat bugetul primăriei circa 50.000 de lei.